Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem la Mireasa Direct din culise, iar astăzi o să aflăm împreună ce au făcut concurenții noștri în acest weekend. Haideți cu mine la bucătărie, mi-au spus colegii că sunt majoritatea doamnelor, dar și câteva fete. Sunt curioasă dacă și-au spus să iubesc, dacă au mai format cupluri, dacă au pus stop cunoașterii, dacă au revenit la sentimente mai bune, dar o să aflăm împreună. Pe cine avem aici? Sunt câteva mame și Elena. Bună ziua! Mă apropii așa de Elena pentru că aș vrea, Elena, să vorbesc cu tine. Te-am văzut sufletul petrecerii. M-am uitat puțin la voi pe Antena Play, dansat toată noaptea. Spune cu cine ți-ai petrecut. Să renunți la ceea ce este autentic și anume aceea de a-ți exprima sentimentele și gândurile. Aveți dreptate, doamna Daniela, și aveți un mod foarte frumos de a povesti și de a împacheta toate aceste lucruri care de multe ori pot fi privite, nu știu, din partea celor cu care interacționați un pic negativ. Vă văd foarte emoționată. De ce v-ați emoționat atât? Deci, povesteam și fetelor că am avut șansa în viață să am doi dintre puținii profesori care predau ceea ce se cheamă gândire critică pozitivă și prin felul ăsta, acum am ocazia să le mulțumesc, nu știu dacă urmăresc această emisiune, dar mi-am format acest stil și este o gândire care te duce întotdeauna la a produce schimbarea. Și schimbarea este în orice, în primul rând începem cu noi. Și pe urmă vorbim despre grupuri, organizații, companii și ceea ce înseamnă profesia mea și ceea ce fac de zeci de ani. Că ați povestit și ați menționat de profesie. Spuneți-mi ce a însemnat și ce înseamnă experiența aceasta pentru dumneavoastră și cum v-ați simți în cazul în care Cristian va fi cel eliminat și automat veți merge și noastră acasă pentru că sunteți mama lui Cristian. Pentru mine această experiență a însemnat mult și mi-am demonstrat mie, pe lângă rezistență psihică pe care știam că o am și grad de adaptare, aplicarea aceasta la ceea ce nu mi s-a întâmplat până acum, pentru că am avut o copilărie fericită, am doi părinți minunați care totdeauna mi-au deschis calea spre bine, spre frumos și am trăit într-o lume frumoasă și nu mi-am dat seama că poate să existe atâta nefericire și să fie copii atât de frumoși cu atât de multe traume. Și asta e ceea ce chiar sunt emoționată, adică n-am trăit niciunde cu copii atât de buni. Elena aici. Eu zic că indiferent de context, atât Elena cât și ceilalți ar trebui să se simtă recunoscători faptul că i s-au întâmplat și lucruri foarte bune, adică are niște părinți adoptivi așa cum au fost ei, cred că le este... Și conștientizez toate aceste traume ale lor și îmi dau seama cât de greu este și am toată admirația pentru că reușesc să-și depășească această condiție și să-ți înțeleagă părinții și să nu-i judece. Vă simțiți privilegiată pentru că nu ați avut genul acesta de situații în viață și ați avut posibilitatea să vă educați copiii? Și aduc recunoștință părinților mei și mă bucur pentru că în toată experiența mea de viață și mă refer la cea profesională, mi-au dat șansa să le fiu model, să inspir și cine mă vede acum nu mă recunoaște pentru că, repet, am trăit în alt mediu și ca manager, ca profesionist, nu-ți permiți nicio secundă să devii vulnerabil. Pentru că asta e, ești acolo, ești un om puternic care să-i duci pe toți ceilalți în spate și să nu cedezi, deci să nu cedezi fizic. În primul rând e vorba de foarte multe ore de muncă, muncă intelectuală, răbdare cu oameni pe care trebuie să-i acomodezi, care vin din medii diferite, cu nivel de educație diferit, de instruire, cu rezistență la schimbare. Adică sunt foarte, foarte multe lucruri și pentru mine, dincolo de școala vieții, este un experiment
profesional și dincolo de perfect ce spuneți și eu am trăit pe propria piele această experiență și într-adevăr ne ajută foarte mult să avem o evoluție și să ne cunoaștem mai bine. Îmi cer iertare atunci când îmi spuneați că este un fenomen, că există o comunitate formată. Îmi suna foarte frumos, dar până să trăiesc experiența de aici, nu puteam să-mi imaginez ce înseamnă lucrul acesta și că pentru ei este exact o școală și le doresc ca la absolvire tot să fie premiați. Asta Doamne ajută și eu le doresc baftă tuturor. Vă mulțumesc mult, doamnă. Sunt aici, așa promit că mă voi uita la această emisiune pentru că în spatele este o echipă minunată de profesori. Și la următoarele sezoane, doamna Daniela, da? Doamne ajută, la toate! Doamna așa, Daniela, eu să știți că vă țin pumnii, având în vedere cursa. Pentru tot ce faceți și acum am șansa prin dumneavoastră să transmit toată mulțumirea mea și, într-adevăr, am fost inspirată de oameni minunați care sunt aici. Vă mulțumim din suflet pentru cuvintele frumoase și...